După cafea și un ceai pe care am uitat iarăși să le filmez, bineînțeles, începem săptămâna 2 cu ficăței la tigaie, fără ulei, și aici avem aproximativ un cartof, o salată de varză, piper, oțet, foarte, foarte bună, fără pâine, bineînțeles, poftă bună tuturor. Aici avem niște căpșuni, foarte, foarte bune, de la maica mea, de la cineva, sunt astea românești și sunt foarte dulci, le mănânc așa, fără miere. Și aici avem un bol plin de cireșe, la fel foarte bune pentru slăbire. Vă recomand să mâncați cu mai multe fructe. Aici mi-am luat o din asta de rondele de orez cu ciocolată. Mă duc sus să mă uit la niște filme și am poftă de ceva dulce. Am aici o salată de ton și niște măsline. Pentru prima masă a zilei avem aici niște rulouri cu brânză din asta cottage, dar se cam rupe mușchiul ăsta și n-am mai făcut. Avem un iaurt de băut, foarte, foarte bun și el, roșii, castraveți, o bucată de brânză, ce asta de lemea. Lemea de capră. Și aici am o omletă din 3 ouă cu niște ciupercuțe și ceapă. Mai mănânc și cu o înghețată așa, acum că mai merge. Când nu mai merge, trebuie să renunț la ele. Ia uitați, am mai strâns un pahar de cireșe de astea super, super frumoase. De la un cireș foarte mic. Uite cât de mic e. Dar face cireșe foarte bune. Deci o să bag acum un bol din ăsta de căpșuni și un pahar de cireșe. Hai că săptămâna asta chiar am făcut-o de oaie. Am aici a treia înghețată. Asta e cu caramel sărat. Avem iară ficăței cu cartofi și niște ciuperci. Fără pâine mâncăm în seara asta, ca de obicei de fapt. Și o salată de roșii, castraveți și ceapă. Am rămas fără salată și am pus-o aici pe maică mea să mai taie roșii. Ia uita și mișto arată. Și suculentă e. Și încă un castravete. Foarte bună mâncarea asta. Foarte, foarte bună la cuptor. Cartofii sunt dulci, ciupercile au fost foarte bune și ele. Am terminat de mâncat și la desert avem din asta mare, un bol mare de căpșuni. Pentru prima masă a zilei am aici niște cârnați, aproximativ vreo 400 grame de cârnați de pui, cu muștar și două filiuțe de pâine. Cârnații am făcut în dry cooker, fără ulei, și uitați cam așa arată și ei, sunt cârnați proaspeți de pui, de la Lidl. E prima dată când iau, sper să fie bun. Sunt foarte buni, seamănă cu Thuringer-ul la gust, dar mai pot să mai mănânc. Am mâncat decât 2 cârnați din aceia întregi, pentru că i-am ziat în 2 eu. Și acum un desert. Avem aici un castron plin cu cireșe din astea mari. Abia aștept să le mănânc. Acum voi mânca niște cereale din astea cu lapte, cereale cu ciocolată, și o banană mai am aici. Și pentru ultima masă a zilei avem un iaurt de băut, o salată cu ton și 3 nectarine. Bună dimineața! Astăzi începem ziua cu cafea, cu o linguriță de miere de rapiță și polen de la albinuțe. Voi mânca 2 lingurițe de polen pentru că este foarte, foarte bun, foarte sănătos și mă ajută să fiu puternic. Acum voi tăia și peperele ăsta monstru de 12 kg și voi mânca din el cât voi putea, pentru că are foarte puține calorii. Dacă vreți să vedeți și clipul cât am reușit să mănânc și cum se taie pepenele și cum arată, bineînțeles, vedeți că am făcut un clip special și este pe acest canal. Tranșa a doua de socată se scoate, iar eu mă voi îngreșa săptămâna asta din nou. Mă voi îngreșa la loc, adică ce am pierdut săptămâna trecută, o să pun săptămâna asta. Vom vedea împreună duminică. Avem aici 3 bucăți mari de ceafă făcute în tigaie, fără ulei, niște cartofi la cuptor și niște ciuperci la cuptor, tot așa fără ulei, uitați cum arată. Și aici avem o salată mare de roșii, castraveți și ceapă. Poftă bună, vă doresc tuturor! Avem aici încă un bol de cireșe, ia uitați ce mari sunt, mai mari decât degetul meu. Foarte bune! Nopțile astea nu am putut să dorm, am adormit foarte târziu și problema a fost că am mâncat foarte multe cereale din astea. Ia uitați, e jumătate punga asta de 500 de grame
Sunt foarte bune cerealele astea, dar îngrașește destul de mult și am mâncat și toată punga a doua, punga de cereale cu ciocolată. Am mâncat foarte mult laptea, foarte mulți carbohidrați din ăștia, dar asta e. Am făcut mai că mai iarăși cozonac, așa că săptămâna asta o să o declarăm pierdută. Am aici pentru prima masă două felii de cozonac. Hai să vedem cum arată. Ia uitați cât de moale. Deci ador cozonacii ăștia așa, gumoși. Uitați-vă cum sunt. Și avem și socată. Am făcut și socată. Da, de săptămâna asta o trecem la săptămâni pierdute. Dacă nu mă îngraș, mare mirare. Am aici un cozonac să-i duc numai cu șica mea. Să mă duc pe jos să mai fac puțină mișcare. Trebuie să mai dau din cozonacii ăștia, că dacă îi mănânc pe toți, am berit-o. Mă îngraș la loc. Aici mi-am făcut niște cârnați, mi-au mai rămas, tineaia de pui, am făcut un dry cooker fără ulei, două feluțe de pâine și muștar. Apropo, sunt foarte bune, îmi plac. Aici am două bucăți de ceafă pe grătar, pe care le voi mânca cu niște ayran și facem aici, aici o salată de roșii, ca să aveți și ceafă. Și acum, ultima masă, bag pepene, un castron din ăsta mare de pepene. Sper să nu mai mănânc absolut nimic până mâine. Și azi noaptea mai ronțăi din astea. Ia uitați cât am mâncat. Punga asta are 500 de grame. Și aici, nu știu, dacă mai sunt 200 de grame. Maxim 200 de grame. Am mâncat foarte multe cereale din astea noaptea. Ca pe chipsuri așa le mănânc fără lapte. Uitați și câtă socată am băut astăzi. Aproape 2 litri. Peste un litru oricum. Probabil că o să mai beau, eu știu, un pahar cu alcool. Mă sabotează și asta foarte tare în procesul de slăbire, pentru care mult zahăr. Mă pregătesc să mănânc. Am aici 100 grame de mușchi. Am două filițe de brânză de capră și o roșie și un castravet. Sau două roșii. Și o să-mi fac mai când acum o omletă din două ouă. Și pe aia, ca desert, avem aici un castron din ăsta mare de pepene. Singurul de la munte din coace ce am venit cu 100, retoarele cu 50. Era și poliția pe ne-am dus, a trebuit să mergem în ce că ne-a semnalizat. Le oprese pe unul de... Ok, hai să mă cântesc acum. Mi-am luat și cântarul ăsta de la Vâlcea pentru că face figuri. Uitați, face figuri ăsta nou. Trebuie să-l pornesc de vreo 10 ori când mă cântăresc și nu mai am chef. Bun. Așa. 0. Mamă, ce mult am. Stai mișcat. 127,3. Mamă. Prea mult, m-am greșat. Asta merge, bă. Asta merge. 126,3. Mamă, ce diferență mare între ele. E mare diferență. Tot 127. Da, vedeți diferență între ele. Asta e, acum o să luăm un calcul pe ăsta. Pentru că mai pe ăsta o să ne cântărim. Asta am face figuri și nu mai. Nu vreau să mai folosesc. Deci 127. Ok, haideți că mi-am scos aici o foaie. Deci vedeți, în prima zi am avut 130,5. După care în prima săptămână am reușit să slăbesc foarte bine, 125,8. Și acum o să ne luăm după cântarul ăsta vechi, pentru că l-am repus în funcțiune, 127. Dar pe cântarul cu care am început slăbirea am avut 126,3. E o diferență de 700 grame între ele. Practic m-am îngrășat vreo 500 grame săptămâna asta. Dar nu contează, acum o să ne luăm după cântarul ăsta nou de 127 de kg, da? Și să vedem în săptămâna 3 cât vom slăbi, dacă voi reuși. Săptămâna asta a fost una de dezmăs total. Ați văzut, am mâncat o grămadă de înghețată și nu v-am arătat toate înghețatele. Am mâncat vreo 5 înghețate, am băut vreo 5 litri de socată,
care are și ea 100 de grame de zahăr sau miere, pentru că am făcut și cu zahăr și cu miere, are 100 de grame pe litru. Deci vă dați seama, dacă am băut 5 litri, asta înseamnă vreo 500 de grame. Am mâncat și foarte multe cereale, au și alea vreo 400 de calorii pe 100 de grame, cred că am mâncat vreo 500 de grame de cereale, adică vreo 2000 de calorii. Iar acum, spre sfârșitul săptămânii, a făcut mama sarmale, a făcut salată beof, a făcut cozonac, pentru că au venit rudele noastre pe la noi. Mâncat și eu din toate. E foarte greu să te abții atunci când ai mâncare în casă, mâncare bună, care îți place, cel puțin ăsta e cazul meu. Pentru mine e clar că nu trebuie să am lucruri care nu sunt bune pentru dietă în casă, pentru că le voi mânca. Nu m-am greșat foarte mult, ținând cont că am mâncat o grămadă de tâmpenii și o grămadă de zahăr și săptămâna aceasta. Pe viitor voi încerca să reduc cantitățile de zahăr, pentru că numai astfel voi reuși să slăbesc. Pentru că sunt rudele pe la mine, nu mai am timp acum să mă dezbrac, să vedeți cum arăt, dar credeți-mă, nu s-a schimbat nimic. Sunt la fel ca săptămâna trecută, dacă vreți să mă vedeți, puteți să intrați pe clipul de săptămâna trecută. Puterea nu mi-a mai crescut nici ea, pentru că în prima săptămână am crescut foarte, foarte mult. De la 9 flotări am reușit să ajung la 25 și creșterea nu este direct proporțională așa cum vă așteptați. Adică în a doua săptămână, în a treia săptămână sau în a patra săptămână nu o să ajung să fac 50-60 de flotări. Cel mai mult îți crește forța la început. Ca exerciții săptămâna asta am făcut la fel ca și săptămâna trecută. Am făcut abdomene, am făcut genoflexiuni, am făcut flotări, m-am mai antrenat cu boxurile de apă la brațe. Iar ce nou o săptămâna asta este că am introdus bicicleta asta, o vedeți aici. Am început să fac la ea aproximativ un minut la început, pentru că este foarte greu de pedalat și corpul meu nu este obișnuit încă. Și am reușit să cresc într-o săptămână de la un minut, am reușit să cresc la 5 minute pe zile. A doua zi am făcut 2 minute, a treia zi 3 minute. Am făcut cam 3-4 serii în fiecare zi. E un exercițiu cardio foarte bun bicicleta. Dacă aveți în casă, puteți să pedalați. Pe mine mă cam doare fundul și nici nu pot să fac foarte mult. Și mă dor și picioarele, bineînțeles, pentru că este setată pe destul de greu. Nu vreau să dau un gol, vreau să stimulez și musculatura și de aceea o țin setată pe greu. Deci ați văzut, fraților, absolut tot ce am mâncat, să nu faceți ca mine, pentru că ați văzut, eu m-am îngrășat, am mâncat prea multe dulciuri și prea mult zahăr. Sper că reușesc să vă motivez și pe voi să începeți o perioadă de slăbire și să fiți alături de mine în lupta aceasta cu kilogramele în plus. Dacă aveți vreo întrebare sau vreți să-mi lăsați un comentariu, puteți să o faceți mai jos, pentru că vă citi toate comentariile și vă voi răspunde. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați și la acest canal și să activați clopoțelul de notificări pentru a primi notificări acolo când postez un clip nou și să vedeți primii clipurile mele. Eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru corpurile voastre, și baftă la slăbit dacă aveți nevoie. V-am pupat! Ciao!